Binecuvântat să fie Domnul nostru! Iubiții Domnului, înainte să ne așezăm, aș vrea să vă rog un lucru în numele acestui Dumnezeu prezent și iubit. Dumneavoastră sunteți în dimineața aceasta aici cu gândul să îl lăudați pe Dumnezeu. Noi nu ne cunoaștem și prea mult bine mie n-aveți ce să-mi faceți. Eu sunt aici să vă aduc un cuvânt din partea Domnului și trag nădejde să vă fac un bine oarecare cu această predică. Dar există o lucrare pe care dumneavoastră puteți să o faceți și pentru sufletul meu. Întotdeauna în bisericile în care merg, cele mai frumoase lucruri pe care le primesc, este o biserică care laudă pe Dumnezeu. Întotdeauna la sfârșitul zilei nu rămân cu foarte multe amintiri din ziua respectivă, dar mereu rămân cu imaginea bisericii care laudă pe Domnul. Și aș vrea împreună în această dimineață, de dragul Dumnezeului nostru, să-i cântăm o cântare. Și dumneavoastră să cântați o cântare, să mă pot hrăni și eu, să mă pot uita la dumneavoastră, să mă bucur că sunteți frații mei și prea iubiții Domnului. Să știți că nimic nu-i mai frumos într-o biserică decât oamenii lui Dumnezeu credincioși. M-am gândit în dimineața aceasta la versetul care spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Nu ați băgat de seamă că Domnul Dumnezeu nu ne cheamă la micul dejun? Dumnezeu nu ne cheamă nici măcar la prânz. Dumnezeu ne cheamă la cină. Știți de ce? Pentru că micul dejun îl mâncăm pe fugă dimineața, cu ochii pe ceas, grăbiți să începem ziua de lucru. Prânzul contează pentru că avem nevoie de energie și la prânz suntem concentrați pe cantitatea de mâncare, să mâncăm mult ca să putem avea putere. Dar la cină ești cu ai tăi. Vreau să știți că seara ne tragem în jurul mesei. Știți cum a biruit România timpurile grele, stând împreună în jurul mesei. Așa au învățat românii să lucreze și să nu-și piardă mințile într-un regim ciudat. Dumnezeul nostru spune: iată, vin la cină, pentru că Dumnezeul nostru ne spune în această dimineață: eu vreau să fiu cu tine. La cine nu contează ce mănânci, contează cu cine mănânci. La cine contează că ai o intimitate. Și așa am învățat noi, cel puțin în România, de obicei, cina este locul când cei dragi ai casei se întâlnesc împreună. Aș vrea să vă întreb în dimineața aceasta: vă este dor de Iisus? Chiar vă este dor de Iisus? Nu ați să știți că termometrul dragostei e să vezi cât de dor ți este de Dumnezeul tău? Când privești în sus, dacă ai lacrimi în ochi, înseamnă că tu ești un om care îl iubești pe Domnul. Am pregătit împreună cu tinerii, dacă ei mai sunt concentrați pe lucrul ăsta, o cântare care spune: de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se întoarce. Să nu cânți uitându-te spre mine, să cânți uitându-te spre Dumnezeu și să-ți aduci aminte că luni Dumnezeu a fost cu tine, să-ți aduci aminte că marți nu te-a părăsit, să-ți aduci aminte că miercuri poate meritai să fii pedepsit și Domnul n-a făcut-o, să-ți aduci aminte că poate joi ți-a trecut o mașină prin față și mâna Domnului te-a păzit. Slăvit să fie acest Dumnezeu viu și adevărat. Cu gândul la El să cântați și să-mi permiteți să-mi hrănesc și eu ochii uitându-mă la voi. Poate biserica aceasta să-L cânte lui Dumnezeu de dorul Lui. Haideți cu toată inima. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și fața
Să vii la noi în dimineața aceasta, pentru că multe inimi te așteaptă. Să cobori în mijlocul adunării tale, Doamne, să cobori în mijlocul copiilor tăi. Tu ești mirele noastră și mireasa ta, Doamne, spune vino la noi. Binecuvântează, Doamne, Dumnezeul meu, pe fiecare prezent, binecuvântează Tu, Doamne. Doamne, ne iartă dacă Dumnezeul nostru în inima noastră n-am avut un dor puternic după Tine. Ne iartă, Doamne Dumnezeul meu, dacă gândurile noastre de multe ori se furișează în afara templului Tău. Ne iartă, Doamne Dumnezeul nostru, că câteodată nu putem să ne concentrăm la cele din casa Ta. Și mă rog în această zi, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, încinge coapsa minții noastre. Nu ne lăsa să rătăcim, Doamne Dumnezeul meu. Și Te rog în numele Domnului Iisus, deschide izvorul Tău. Nu mă lăsa, Doamne, să fac eu slujba, fă-o Tu, Doamne. La picioarele Tale ne așezăm în această dimineață și Te rog, bunul nostru Dumnezeu și Tatăl nostru, vorbește, Doamne, glasul Tău e dorit, cuvintele Tale sunt așteptate, vorbește-ne, Doamne, Te rog. Și tuturor celor, Doamne, care așteaptă un răspuns de la Tine, Te rog să-L dăruiești Tu. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, să aduci Tu, Dumnezeul meu, răspuns la întrebările cu care am venit în casa Ta. Ești un Dumnezeu care știi să răspunzi. De aceea, Doamne, încredințăm în mâna Ta tot timpul care ne mai stă înainte. Și Te rugăm frumos în numele lui Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt să fii cu noi și să ne însoțești. Iubită biserică, dragi prieteni, ai cuvântul lui Dumnezeu. Pentru toți cei care iubiți Cuvântul Sfânt, vă rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, de unde vom citi, începând cu versetul 24, pagina Scriptură 1053. Toma, zis Geamăn, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele,
și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, tocmai a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Povestește un om că într-o seară a avut un vis. Numele acestui om este Horatiu Bonar. Pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, probabil că este un necunoscut. Pentru Scoția, el nu este un om necunoscut. Este unul dintre cei mai mari misionari ai Scoției. Un om care într-o seară spune că a avut un vis și a văzut cum Domnul Iisus Hristos a traversat Via Dolorosa, a fost biciuit, a fost scuipat și ocărât. L-a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe dealul Golgotei cum era răstignit în mâini și în picioare, cum i-au ridicat crucea și l-au pus între tâlhari. Spunea acest om Horatiu că în timpul visului lui alerga la fiecare din aceia care îl loveau pe Domnul Iisus Hristos și striga în vis plângând, opriți-vă, zicea el, opriți-vă, opriți-vă, nu faceți lucrul acesta unui nevinovat, opriți-vă. A alergat în tot timpul visului lui de la unul la altul, la preoții care îl disprețuiau și a zis, opriți-vă, nu-i faceți aceasta. Și spunea omul acesta că spre sfârșitul visului i s-a dat să vadă chipul fiecăruia dintre aceia care erau la cruce și a ostașilor care l-au bătut și l-au răstignit și al preoților care îl disprețuiau. Și cu foarte multă groază, spune el, a văzut că chipul fiecărui soldat, chipul tâlharilor de pe cruce, chipul preoților era de fapt chipul lui. La fiecare care se uita, vedea chipul lui, chipul lui peste tot, chipul lui. Pentru că nu venim astăzi să vorbim despre Iisus Hristos istoric. Nu suntem astăzi aici să credem că despre altcineva este vorba. Iisus Hristos a venit la tine, prietene. Și dimineața aceasta, Iisus Hristos este acela care stă de vorbă cu inima fiecăruia dintre noi. Dumnezeu are ochii ațintiți la tine în dimineața aceasta. Și Dumnezeul nostru pătrunde fiecare gând al fiecărui om. Dumnezeul nostru privește la fiecare dintre noi, mărit să-i fie numele și binecuvântat în vecii vecilor. Să nu crezi că Dumnezeu nu se uită. Să nu crezi că poți să treci în viață pe lângă Iisus Hristos fără ca tu să fii într-un fel sau altul atins de El. Poți spune la un moment dat, nu-mi pasă. Poți spune la un moment dat, nu mă interesează. Indiferent ce îi spune tu, Iisus Hristos este realitatea dincolo de care orice om în viața aceasta va avea de dat un răspuns. Poate că nu știm să plecăm genunchii pe pământul acesta, poate nu i-am plecat la vreme. Biblia spune că va veni un timp când orice om va pleca genunchii înaintea lui Iisus Hristos. Iubiții Domnului, în dimineața aceasta am ales pentru dumneavoastră și pentru sufletul meu un gând. Îți trează de foarte de dimineață, încă nu răsăriseră zorii. Obișnuința mea de 8 ani de zile de când păstoresc este să mă trezesc duminica foarte devreme, pentru că am zis măcar unul să meargă la biserică încălzit. De cele mai multe ori când intri în biserică găsești oameni reci și a zis măcar eu să mă duc acolo cu Domnul, măcar eu să mă fi dus la biserică după un ceas, două de rugăciune, dacă alții poate nu o fac. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că astăzi am ales să mă duc pe urmele Domnului Iisus Hristos, să vedem ce putem învăța de la aceste urme ale Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă dumneavoastră ați băgat de seamă că pe pământul acesta eu vin de la București, dumneavoastră sunteți din Phoenix, dar pe oriunde ne-am duce și oriunde ne-ar purta drumurile noastre, cel mai important lucru este să mergi pe urmele Domnului Iisus. Sunteți de acord cu mine? Din orice direcție ai pleca în viață, că pleci sărac, că pleci bogat, că pleci mai frumos sau mai puțin frumos, că pleci într-o familie educată sau mai puțin educată, din orice direcție ar pleca viața ta, într-o zi vei vedea că ceea ce a contat e dacă ai mers pe urmele Domnului Iisus. Că dacă ai mers pe urmele Domnului Iisus Hristos, să știi că nici titlurile tale, nici funcția ta, nici costumele tale, nici averea ta nu valorează nimic. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt plin de bucurie că în dimineața aceasta n-avem un Dumnezeu care să socotească după frumusețile pământești. N-avem un Dumnezeu care să vină la noi după mărimea contului nostru. N-avem un Dumnezeu care să uite la noi după cum oamenii ne văd sau ne înalță. Avem un Dumnezeu care se uită la inima noastră. Mărit să fie numele Lui.
Iubiții Domnului, primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun în această zi și să vă invit să veniți cu mine, vreți să facem această incursiune spirituală, acest drum spiritual pe urmele Domnului Iisus Hristos, să vedem ce am putea învăța în această dimineață de la Domnul și ce ar vrea să ne spună Duhul Sfânt. Sunteți de acord să mergeți împreună cu mine? Iubiții Domnului, primul loc în care aș vrea să fiți împreună cu mine în această dimineață este Ghețimani. Aș vrea să mergem în grădina Ghețimani. Uitați-vă dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos, când a intrat în grădina Ghețimani, Domnul Iisus Hristos a avut o nevoie pe care n-a mai exprimat-o niciodată până atunci. Dumneavoastră știți ce a spus lui Lazar, Domnul Iisus Hristos, când a fost în fața mormântului. I-a zis, Lazare, ieși afară. Domnul Iisus Hristos a mers pe ape. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a mers pe ape. În a treia strajă a nopții a venit la Isai umblând pe ape, spune cuvântul Domnului. Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile. De s-au hrănit 5.000 de oameni și au mai rămas. Și acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lumină din lumină adevărată, a zis celor trei prieteni, stați lângă mine. Sunt momente în viață când ai nevoie de prieteni. Sunt momente în viață când ai nevoie să plângi pe umărul cuiva, sunt momente în viață când nu poți duce singur povara. Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că era cuprins de o întristare de moarte și Fiul lui Dumnezeu a alergat la această țărână muritoare și a zis, stați împreună cu mine, vegheați, pentru că puterea rugăciunii lor ar fi schimbat destinul Fiului lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu știa că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce. Pentru că Fiul lui Dumnezeu nu știa că avea să ducă până la capăt și să bea acest pahar până la capăt, ci fiindcă Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de un glas. Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de o prezență, Fiul lui Dumnezeu avea nevoie de cineva care să stea lângă el. Și băgați bine de seamă, oameni buni, că până și Fiul lui Dumnezeu face o diferență în casa lui Dumnezeu. Să nu cumva să aveți o filozofie deșartă, crezând că dacă sunteți membri într-o biserică, Dumnezeu vă vede deodată fii. Fiul al lui Dumnezeu înseamnă omul care se învrednicește să facă voia lui Dumnezeu. Până și în rândul celor 12, din care au mai rămas numai 11, erau trei care erau mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă spun pe pământul acesta că da, Dumnezeu are fii, dar din rândul fiilor și a fiicelor, unii se ridică și spun, te iubesc mai mult decât ceilalți. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze, să nu vă mulțumiți pe pământul acesta doar cu mântuirea sufletelor voastre. Toată ziua luptăm să nu mai păcătuim, toată viața noastră credem că marea performanță a sufletului nostru este să fim oameni fără de păcat. Slab este omul care crede că pe pământul acesta trebuie să ajungă doar să nu păcătuiască. Dumnezeul nostru vrea să-i slujim, Dumnezeul nostru vrea să stăm în rugăciune pentru cei pierduți, Dumnezeul nostru vrea să cântăm o cântare în plus față de ceea ce avem în programul nostru. Dumnezeul nostru ne spune că sunt momente în viață când ai nevoie de un prieten. S-a dus la Iacov, s-a dus la Petru și a zis, veniți alături de mine, pentru că voi sunteți stâlpii la care eu privesc. Voi sunteți cumva viitorul bisericii. Petre, pe tine voi zidi biserica lui Dumnezeu. S-a uitat la el și a zis, pentru mine ești o nădejde, pentru mine ești un stâlp. Și stâlpii aceștia s-au prăbușit. Și știți de ce nu s-au prăbușit stâlpii aceștia? De ce s-au prăbușit? De ce nu au stat în picioare? Pentru că nu l-au înțeles pe Fiul lui Dumnezeu. Și nu-i durere mai mare pe pământul acesta decât să porți în inima ta o lucrare, să porți în inima ta un dor, să porți în inima ta un gând de la Dumnezeu și să nu te înțeleagă nimeni. Nu-i durere mai mare pe pământul acesta decât să stai să te consumi într-un colț și să nu fie nimeni să vină să spună te înțeleg, prietene, știu ce este în inima ta. Dar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a stat și și-a consumat durerea aceasta, suferința, pentru că nimeni n-a știut de ce suferă, nimeni n-a știut de ce îl doare, nimeni n-a știut cu ce se confruntă. La 2000 de ani de la cruce, sigur că noi suntem astăzi a toate știutori și foarte puțin împlinitori. La vremea aceea nimeni nu știa și Iisus Hristos a stat acolo în grădină și a zis nimeni nu mă înțelege, nimeni nu știe ce este cu adevărat în inima mea, dar astăzi vestea bună este că Iisus Hristos știe ce e în inima mea, că Iisus Hristos știe ce e în inima ta și niciodată nu o să mai fiu singur și dacă m-ar părăsi mama și tata, Dumnezeu mă primește.
Niciodată nu o să mai fim singuri, pentru că a trăit singurătatea Ghețimanului. Niciodată nu o să mai fim cu durerea neîmpărtășită, pentru că Hristos a zis, știu ce înseamnă lucrul acesta. Și niciodată în viața voastră nu o să mai fiți singuri, pentru că eu, spune Biblia, eu voi fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Mărire Domnului! Slăviți să fie Domnul! Încă Biblia spune, iată, eu voi fi cu voi! Ceea ce înseamnă o exclamație de bucurie. Iată, bucurați-vă cu alte cuvinte! Slăviți să fie Domnul! Iubiții Domnului, mai vreau să vă spun un lucru în dimineața aceasta cu privire la Ghețiman. Sunteți atenți? Sunteți atenți? Sunteți conectați? Voi să nu spuneți amin, că cine știe ce păcat faceți. Spuneți amin dacă pun o întrebare și corect, amin? Dar mai trebuie să mai stau o săptămână aici, frate Conă, până când să zică oamenii amin. Amin înseamnă așa să fie. Și este o laudă la adresa lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, în Ghețiman s-a mai întâmplat ceva. Eu nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat lucrul ăsta vreodată în viață, dar probabil că celor mai mulți da. Domnul Iisus Hristos s-a uitat de jur împrejur și a zis, nu tu Petru, nu tu Iacov, nu tu Ioan. S-a uitat Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu în sus și a văzut un cer închis, pentru că era ceasul când Tatăl a preferat să tac. Dumneavoastră știți ce înseamnă să te rogi și să te uiți la un cer închis? Dumneavoastră știți ce înseamnă să te rogi și nimeni în jurul tău să nu te înțeleagă? Este un lucru extraordinar de greu și un lucru extraordinar de apăsător. Dar am să vă spun un lucru, sfinților al lui Dumnezeu, care vreți ca în cer să aveți o răsplătire. Am să vă spun un lucru în dimineața aceasta pe care să-l țineți în inima voastră. Câți dintre voi ar vrea să aibă pe cap o cunună a răsplătirii în ziua Domnului? Bun, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Bun lucru vă doriți, zic eu. Când cerul este închis și când de jur împrejurul tău nu e niciun om să împărtășească cu tine durerea, știți ce spune Biblia că a făcut Hristos? Mi s-a citit în dimineața aceasta. S-a prăbușit cu fața la pământ. Domnul Iisus Hristos a prăbușit cu fața la pământ. Dacă cerul e închis, atunci mă prăbușesc cu fața la pământ. Știți dumneavoastră, dacă vreți să aveți cununi împărătești pe cap, știți cu ce va trebui să mergeți în împărăția Domnului? Cu ceva țărână de Ghețiman pe frunte. Pentru că acolo Domnul Iisus Hristos a prăbușit și cu fruntea sprijinită în țărâna Ghețimanilor, acolo Domnul Iisus Hristos a zis, Tată, facă-se voia ta. Orice ar însemna și oricât ar costa. Orice om pe pământul acesta vrea să fie răsplătit, să știe că va trebui să aibă țărâne de Ghețiman pe frunte. Acolo în cămăruța ta zdrobindu-te, acolo rugându-te în cămăruța ta, neînțelegând și nefiind înțeles, va trebui să spui acolo prăbușit fiind, facă-se voia ta. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun că acolo în grădina Ghețimani a venit un ucenic de-al Domnului Iisus Hristos cu numele. Și în momentul în care a apărut acest om pe nume Iuda, vreau să vă spun că s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos s-a uitat la el, Iuda s-a uitat la Domnul Iisus Hristos și el le spusese oștenilor, de fapt nu erau oșteni, erau doar ceata slujitorilor care stăteau pe lângă preot și le-a zis, acela zice pe care îl voi săruta, acela este cel pe care trebuie să puneți voi mâna. S-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și ascultea ce spune Domnul Iisus Hristos, zice, Iudo, cu un sărut îl vinzi tu pe Fiul omului. Cu alte cuvinte, ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Dintre toate simbolurile care erau pe pământul acesta, te-ai gândit să murdărești cel mai intim și mai curat lucru? Puteai să spui cu degetul să mă arăți, puteai să mă bați pe umăr, dar dintre toate ai ales sărutul, să mă săruți. Și știți, dragii mei, probabil că Iuda l-a sărutat pe un braz și apoi l-a sărutat pe celălalt obraz. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ce învățăm din grădina Ghețiman, de la sărutul acesta. Prieteni buni, oameni al lui Dumnezeu, să nu credeți că satana nu intră în biserică. Să nu credeți că satana stă la ușile acestea mari de stejar și zice, o, ce uși mari de stejar, a spus voi, eu nu intru în biserică niciodată. Să știți că satana vine să murdărească orice gând al omului lui Dumnezeu și toată viața este ca un leu turbat care ne dă târcoale căutând să murdărească orice lucru. Mă ascultați voi, tineri, ce vă spun în dimineața aceasta, să nu vă permite să fiți prea familiari unii cu alții și să căutați să vă fie teamă de lucrul ăsta. Până și de cămașa mânjită de carne, spune Domnul
Domnului Iisus Hristos, pentru că Satan are o abilitate fantastică de a perverti ființa umană și de a face ca până cele mai nobile sentimente să se transforme în lucruri care să fie mai apoi urâte. Am văzut prieteni în casa lui Dumnezeu. Cum e posibil ca fată din casa lui Dumnezeu și băiat din casa lui Dumnezeu să ajungă la curvii și lucruri de neînchipunit? Vă spun eu cum, pentru că Satana nu își lasă pradă din mână. Vine să murdărească până cele mai sfinte lucruri și sărutul acesta care trebuie să însemne ce? O cunună a bucuriei ajunge să fie murdărit de Satana. Și amvonul poate să fie murdărit de Satana, că te poți ridica la amvon și în loc să predici cuvântul lui Dumnezeu, să te predici pe tine sau cu gând de șart, de mărire de șartă, până și cântarea poate să fie murdărită de Satana, pentru că vrei să te afișezi tu ca mare cântăreț, în loc să tremuri înaintea Domnului să spui: Doamne, cântarea aceasta să-i libereze, cântarea aceasta să vindece. Orice poate fi murdărit. Satana poate intra în casele noastre, acolo unde e soțul și soția, care au jurat înaintea lui Dumnezeu că se vor iubi, și a ajuns casa să fie un loc al nelegiuirii. De ce trebuie să ne fie teamă? Să ne fie teamă că orice poate murdări Satana. Nu suntem apărați pentru că suntem într-o biserică pentecostală. Nu suntem apărați pentru că avem cor. Nu suntem apărați pentru că avem o Biblie sub soară. Suntem apărați dacă ne punem nădejdea în Iisus, dacă trăim o viață curată. Atunci suntem apărați și atunci cu adevărat se va vedea în noi Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Atunci se va vedea cu adevărat că noi suntem în noi Hristos. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să lăsăm la o parte statisticile care arată bine, să lăsăm la o parte istoria care poate de multe ori ne acoperă și să spunem adevărului pe nume. Suntem o generație în care cel rău a pătruns cu putere. Suntem o generație în care cad pe capete oamenii lui Dumnezeu. Stau de vorbă cu tinerii care se căsătoresc și atât de mulți dintre ei vin să mărturisească înainte de căsătorie: am făcut lucruri neîngăduite. Sunt băieți care astăzi sunt culcați la pământ de pornografie și lucruri care n-ar trebui pomenite în casa lui Dumnezeu. Sunt soți care s-au săturat de soțiile lor și vin soțiile să-mi spună: frate, nu mai simt iubită. Sunt copii care la 14 ani au luat o raznă în lumea aceasta și în bisericile noastre de multe ori avem programe, dar nu-L avem pe Iisus Hristos să spunem astăzi adevărul. Hristoase, vino și curățește. Vino, Doamne, și ridică o cara. Vino, Doamne, și spală obrazul nostru pătat. Vino, Doamne, din nou în casa Ta de rugăciune. Căci este templul Tău, nu-i casa noastră. Fiecare centimetru de aici este plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Nu e a mea casa asta. Aici este casa lui Dumnezeu. Este templul lui Dumnezeu. Este locașul celui preanalt. Să nu vă credeți tari, să nu vă credeți puternici, să nu vă credeți inexpugabili. Noi nu suntem oțel suedez, suntem din carne și din sânge și oriunde nu-i veghere, Satana poate veni să te culce la pământ cu cântarea pe buze și cu inima care este îngreunată de păcate. Nu-i nimic mai ciudat pe pământul acesta. S-a uitat Iuda și a zis: Iuda, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului. Vine Domnul Iisus și spune: cum tu, copil de Dumnezeu, curățat de mine, spălat în sângele iertării mele, tu pentru tine am murit pe cruce și cum trăiești? Așa faci tu. O, Doamne, dă-ne puterea în dimineața aceasta să fim treji, să veghem și Dumnezeu să ne binecuvânteze în numele Domnului Iisus. Iubiții Domnului, din grădina Ghețiman l-a luat pe Domnul Iisus Hristos și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-a întâlnit cu Ana, preotul Ana, la care a fost dus mai întâi, Ana l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, i-a pus o întrebare, Domnul Iisus Hristos a tăcut la această întrebare și lângă Ana era un aprod, o slugă acestui mare preot, și în momentul acela, iritat această slugă de răspunsul Domnului Iisus Hristos, spune Biblia că l-a pălmuit pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că atunci când sluga aceea a cărui mână parcă o văd l-a lovit pe Domnul Iisus Hristos, inima mea a tresărit. Și vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că sunt multe palme grele care se lasă pe obrazul Domnului Iisus, pentru că această slugă, acest om, n-a gândit decât un singur lucru: să fiu pe fază, să pot să fiu pe placul preotului Ana, să vadă ce slugă destoinică are, să-i dau eu o palmă acestui obraznic și să știe Ana să mă promoveze, pentru că eu sunt un om pe fază, eu sunt un om care îmi dau seama imediat acest spirit de slugărnicie care domnește de multe ori printre oameni.
acest spirit de servitute umană. Noi nu mai suntem ai noștri ca să facem tot ce voim noi. Noi suntem al lui Iisus Hristos liberi. Nu trebuie să speli, nu trebuie să ștergi pantofii nimănui, nu trebuie să-i cânți nimănui în strună. Tu trebuie să fii un om cinstit și drept și loial și un om care ai demnitate înaintea lui Iisus Hristos. Și să spunem lucrurilor pe nume, nu beau, nu mint, nu șel. De ce? Pentru că am un Dumnezeu care mă vede. Nu fac complimente inutile, nu aduc la amvon oameni care sunt pătați doar fiindcă sunt politicieni. Casa aceasta este casa lui Dumnezeu. Nu dau mâna cu satana și nu îl îmbrac în costume și le aduc flori. Nu! Nu! Simplu să trăim și în adevăr. Așa să ne ajute Dumnezeu. Atât de multe ori am văzut compromisuri. De ce nu vin Hristoase la biserică? Prea multă politică. Prea mult vă filipisiți unii pe alții. Prea mult vă complimentați. Prea mult zahăr, zice Iisus, pe buzele voastre. Prea multă miere de albină. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, dacă cântați pentru Domnul, cântați. Și dacă vă rugați pentru viețile voastre, vă rugați. Și dacă veniți la biserică, nu veniți să-i faceți un serviciu la lui Dumnezeu. Veniți pentru ca sufletul vostru să se facă mai bun. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să mai spun un lucru. Fiul lui Dumnezeu s-a uitat la această slugă, la acest om care a vânat momentul și a zis, poate că mărește salariul acum preotul. Poate că mă pun într-o cinste mai înalt, o oportunitate. Întotdeauna când e vorba de oportunități, nevinovați sunt aceia care sunt sacrificați. Și Domnul Iisus Hristos, m-am așteptat, nu știu, să coboare un fulger din cer, să-l mistuie pe acest om. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a uitat și a zis, dacă am spus ceva rău, spune cu ce am greșit. Iar dacă n-am greșit, de ce mă bați? Eu nu știu și n-aș putea înțelege niciodată și nu pot înțelege niciodată cum din inima cuiva poate să răsară asemenea cuvinte. De ce mă bați, întreabă Fiul lui Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul? A avut răbdare să explice. A zis, tu nu înțelegi, tu ești o victimă, tu ești un om care ești victimă răutății tale. Și Domnul Iisus Hristos a găsit cuvinte dincolo de care să trezească conștiința acestui om. N-a zis, nemernicule și nenorocitule, în fundul iadului te duci. Domnul Iisus Hristos a găsit cumva posibilitatea să atingă conștiința lui și omul acela să plece gândindu-se, am bătut un nevinovat, uite cum am făcut eu și cum a reacționat el. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, înțelegeți, oameni buni, răzbunarea n-are ce căuta în casa lui Dumnezeu. Niciun om să nu se răzbune pe aproapele lui, niciun om să nu târască la judecată pe semenul său, niciun om pe pământul acesta să nu fie grabnic la mânie, ci încet la mânie. Și să spunem în dimineața aceasta, ridică-te Duh Hristoase, apărătorul celor fără apărători, și lucrează în viețile noastre. Aveți procese, aveți litigii, aveți oameni cu care sunteți certați. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă răzbunați singuri, căci răzbunarea este a Domnului. Asta trebuie să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. A găsit timp, a găsit cuvinte, a găsit putere. Ca să ce? Să ajungă la inima acestui om. Putem de foarte multe ori să punem sentință. Un nenorocit, Doamne, uite ce a făcut ăsta. M-a înșelat, mi-a luat banii. Ducă-se, Doamne! Și mai spunem și alte vorbe, dar Domnul Iisus a găsit posibilitatea să ajungă la inima lui. Trezește-te, avea să-i spună Iisus. Și Dumnezeu să ne dea putere să facem și noi la fel. Amin. Iubiții Domnului, Biblia spune că pe Domnul Iisus Hristos l-au dus din Ghețiman la Ana și de la Ana l-au dus la Caiafa. Ați auzit expresia asta românească, de la Ana la Caiafa? Câți dintre voi ați auzit? Ridicați o mână să văd eu dacă sunteți vii. Da? De la Ana la Caiafa. Dumneavoastră știți că expresia asta nu e corectă? Știți cum ar trebui să fie expresia corectă? De la Ana la Caiafa. De la Caiafa la Sinedriu. De la Sinedriu la Pilat. De la Pilat la Irod. De la Irod la Pilat. De la Pilat în curte. Din curte, pe Via Dolorosa. De pe Via Dolorosa, la Golgota. Asta e expresia corectă. Nu mai pot, Doamne, nu mai am răbdare, Doamne. Când vii, când faci, când dregi. Nu mai pot să rezist.
Dar Domnul Iisus Hristos nu s-a dus de la Ana la Caiafa și asta este expresia pentru răbdare, ci Doamne, mă poartă de la Ana la Caiafa. Vreau să vă spun, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos a fost purtat nu de la Ana la Caiafa, ci de la Ana la Caiafa, de la Caiafa la Sinedriu, de la Sinedriu la Pilat, de la Pilat la Irod, de la Irod la Pilat înapoi. Și Domnul Iisus Hristos în tot timpul acesta a avut răbdare. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți oamenii lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu nu se grăbește. Mergeam în Spania cu un prunc, băgase vreo 160 la oră și a zis, întârziem la biserică. Zic, calcă frâna. Zice, frate, întârziem la biserică. Calcă frâna, i-am zis. Și a călcat frâna și se uită la ceas. Zice, vom întârzia. Eu am tăcut. Se uită la ceas. Am întârziat. S-a uitat la mine așa puțin ironic. Și am zis eu, și atunci de ce te mai grăbești? Dacă tot am întârziat. Unde vă grăbiți, oameni buni? Câți dintre voi credeți că sunteți veșnici? Mâna sus, veșnici, veșnici. Câți sunteți veșnici? Mâna sus. Ești veșnică, sora? Nu ești veșnică. Cum să nu fim veșnici? Deci noi nu vom muri. Știți că sufletul nu moare. Nu suntem noi veșnici. Am trecut din moarte la viață. Suntem veșnici. Așa este că... Și unde vă grăbiți, prieteni, dacă sunteți veșnici? Unde vă grăbiți? De ce vă grăbiți dacă suntem veșnici? Numai dacă ești trecător, atunci probabil că te grăbești. Eu sunt veșnic. Mă întreb oamenii, te grăbești? Nu. Nu mă grăbesc, pentru că tot la Dumnezeu mă duc. Amin? Și atunci de ce să mă grăbesc? Nu mă grăbesc, niciodată nu mă grăbesc. Dacă sunt în întârziere, mă uit la ceas, știți care e filozofia mea? Nu neapărat că e bună, dar vă spun. Să zicem că trebuie să fiu la 9 la biserică, la Happy Valley. Și 9 fără un minut. Zic, încă nu-i 9. Aleluia. Și atunci nu mă consum, că încă nu-i 9. După aia se face 91 minut, am întârziat. Și dacă am întârziat, de ce să mă mai consum? Oricum îmi iau papara. Oricum mă ceartă. Și atunci dacă oricum mă ceartă, prin ce să mă mai consum și eu, nu? Mă pocăiesc data viitoare și Dumnezeu să mă ajute. Dar dacă încă nu-i ceasul nou, nu mă consum. Și dacă a trecut de nou, iar nu mă mai consum. Pentru că oricum mă ceartă omul respectiv și gata. Și atunci nu mă mai consum. Ați înțeles ideea? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos. Biblia spune, câți dintre voi a citit Isaia 30? Știți despre Isaia 30? Acolo în Isaia 30 există un verset extraordinar. Spune, în liniște și odihnă stă mântuirea voastră. Se uită Iisus Hristos și spune, ești mântuit, prietene? Da, zici tu. Și de ce ești așa de agitat? Tot zi, butonezi telefon. Tot timpul. N-ai stare în adunare nici deloc. Tot timpul te frământă ceva, ai niște mișcorici, cum se zice în România, și nu stai locului deloc. Și atunci eu te întreb pe tine, mântuit? Mă îndoiesc. Pentru că în liniște și odihnă-i mântuirea mea. Eu sunt liniștit și vă spun un lucru. Ori de câte ori mi se întâmplă câte ceva, stau și mă gândesc la următorul lucru. Am zis, Doamne Iisuse, unde mă duc eu? Nu la tine mă duc. Eu trebuie să trec extemporalul ăsta cu calm și cu liniște. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, în seninătate și în credere, în liniște și odihnă stă mântuirea voastră. Fiți senini, fiți încrezători. Domnul e bun, Domnul lucrează. Mă duc acasă la Iisus, orice ar fi. Astăzi mănânc mai puțin, mâine deloc, dar eu mă duc acasă la Iisus. Și dacă Iisus mă cheamă acasă mai devreme, treaba lui Dumnezeu. Așa-i? Fiți oameni liniștiți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru. Acum aș vrea să vorbesc și slujitorilor. E un cuvânt și pentru voi, cum este și un cuvânt pentru mine. Vreau să spun că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, după ce a fost dus în Sinedriu și apoi a fost întors la Pilat, a fost pus să fie bătut, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați ce vă spun eu în dimineața aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au legat la ochi pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care l-au legat la ochi, cineva l-a lovit. Și după ce l-a lovit, a zis, prorocește, cine te-a lovit? Dumneavoastră vedeți cât este de nebun Satana? Dumneavoastră vedeți că ura e nebună? Sunt oameni care întreabă, Dumnezeu, de ce se poartă omul ăsta în felul acesta? Pentru că atunci când urăști, devii nebun. Să nu întrebați niciodată de ce un om care nu poate iubi se poartă în felul acesta, pentru că nu-i logică în omul care nu-i aparține lui Dumnezeu. Patima te nebunește și patima te face un om fără discernământ. Să nu întrebați niciodată, de ce se poartă ăsta în felul ăsta? Pentru că e nebun, prieten. Orice om care nu-L are pe Iisus Hristos este unbalanced, este dus în cealaltă extremă. Este un om care nu are echilibru. Dar vreau să vă spun
ce încearcă Satana să facă? Când l-au lovit pe Domnul Iisus Hristos și a zis, prorocește cine te-a lovit, știți în ce a lovit de fapt Satana? În lucrarea lui Dumnezeu. Și vă rog frumos în această dimineață să priviți un cuvânt de la mine. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, deschideți-vă inima. Să nu cumva să vă boieriți. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să nu vă boieriți. Aveți aer condiționat, da slavă Domnului. Aveți niște condiții excepționale, da slavă Domnului. Dar nu uitați un lucru. Adevărata biserica lui Dumnezeu e biserica plină de Duh Sfânt. Suntem, și o spunem cu bucurie, suntem aleși de Dumnezeu ca să fim purtători de Duh Sfânt. Și biserica aceasta s-a ridicat prin lucrarea Duhului Sfânt. Și noi suntem o biserică care iubim darurile Duhului Sfânt. Vine Satana și spune, prorocește cine te-a lovit, adică batjocoră la adresa lucrării. Batjocoriți lucrarea, se ridică tot felul de tinerei pe bloguri și ne dau nou în cap cu teologie și ne dau nou în cap cu tot felul de lucruri și spune, ce credință aveți voi, sunteți niște rătăciți, sunteți niște oameni care habar n-aveți, dar eu vă spun în numele lui Iisus Hristos, am văzut cu ochii noștri și noi știm că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care botează, sigilează, se percetluiește, dă daruri bisericii și o pregătește cu podoabe sfinte. Să spunem în dimineața aceasta cu toată inima, pleacă de la noi batjocoritorule, iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus, primiți mărturia pe care vă spun eu, când am venit pastor în biserica din București, să nu credeți că mi-a venit ușor. Indiferent de ce predică pregăteam, undeva când începeam predica, fie eu, fie alții, o mulțime dintre tinerii bisericii ieșeau afară. Eu nu m-am făcut păzitor fraților mei, eu nu sunt un fel de gardian, un fel de bodyguard. Dacă omul iese din biserică, să iasă. Dacă omul stă în biserică, să stea. Și am zis lui Dumnezeu, nu știu cum să-i țin. Eu nu mă duc acum să fac o armată de ușieri, să-i prind pe oameni, să-i aduc în biserică. Nici cu genul ăsta de poliție, hai frate, de ce ai ieșit? Că dacă stai cu ochii pe ei pe hol și ți intră în biserică doar pentru că le spui tu, n-ai câștigat nimic, prieten, nimic n-ai câștigat. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, fă Tu ce știi, fă Tu ce știi. Și într-o joi după amiază, când au ieșit 40 de tineri în față, pur și simplu Dumnezeu a luat în primire, a căzut Duhul Sfânt peste ei și au fost 120 de tineri botezați. Dumnezeu când a lucrat în felul acesta, vreau să vă spun că fugeam de la biserică pe la 10 noaptea, 11 noaptea, ca un hoț fugeam, pentru că nu puteam să fac față tinerilor care se rugau. Când se termina biserica seara la ora 8, plecau jos în biserică și se rugau cu orele, pe la 11, nu mai puteam să fac față, plecam acasă și mă simțeam vinovat și am văzut minuni și semne și oameni care au plecat în lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât în adunare, pentru că a botezat cu Duhul Sfânt. Am văzut pe tineri prorocind, având vedenii de la Dumnezeu. De aceea să spunem în dimineața aceasta, Doamne, păzește-ne de cel viclean. Nu vrem să fim boieri, nu vrem să ne domnim. Noi vrem să credem în lucrarea lui Dumnezeu curată. Noi vrem să credem și credem cu toată inima în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți voi tineri, și vă spun în numele Domnului Iisus, am 154 de examene de facultate. Am 3 facultăți și un doctorat pe care l-am făcut și aș putea să vă vorbesc despre multe lucruri ale pământului acestuia. Sunt un om care, din punct de vedere educațional, să spunem că cât de cât aș putea să am o autoritate să vorbesc cu dumneavoastră. Dar aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că nimic nu câștigă pe pământul acesta afară de ungerea Duhului Sfânt. Putem avea cuvinte simandicoase, neologice, putem să venim cu fel de fel de lucruri care să impresioneze, dar vă spun un singur lucru, autoritatea dată de Duhul lui Dumnezeu e ceea ce avem nevoie în biserică. Mai bine prefer să arate rău în fața voastră. Uite-l și pe la cum se smiorcă e. Uite-l și pe la cum țipă. Da, poate că n-arat bine în fața voastră, dar știu că Dumnezeu e aici, știu că Dumnezeu e prezent. Eu nu vorbesc despre cartofi ca să fiu un om așa detașat, vorbesc despre Iisus Hristos, preiubitul inimii mele. Și atunci când vorbesc despre El, poate că arat rău în fața oamenilor, dar știu că arat bine în ochii lui Dumnezeu. Și mai știu un lucru, că acolo unde e pasiune, acolo unde e dragoste pentru Iisus, e vindecare, e viață din Dumnezeu și e viziune de la El, mărirea lui Dumnezeu. Să spunem în această dimineață, curățește gândul nostru și spunem, ne ridicăm împotriva oricărei lucrări a celui rău și sângele lui Iisus să curățească gândul nostru.
M-a chemat un pastor undeva într-un oraș destul de cunoscut și mi-a zis: vino frate Florin la noi, pentru că la noi nimeni nu mai crede în lucrarea Duhului Sfânt. Toți tinerii noștri nu mai stăruie după Duhul Sfânt și fiecare din biserică se ridică și spune că deja e demodat lucrul ăsta. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. În ziua în care pleacă Duhul Sfânt din biserică, suntem un chimval zângănitor și o aramă sunătoare. Dacă ar pleca Duhul Sfânt de la mine, aș fi mai nepriceput decât un copil de la grădiniță, pentru că nu știința mea mi l-a descoperit pe Dumnezeu, ci Duhul Sfânt al lui mi-a deschis ochii să pricep și să văd măreția Dumnezeului nostru slăvit, binecuvântat și onorat să fie El în vecii vecilor. În al doilea rând spune cuvântul lui Dumnezeu că oștenii aceștia au venit la Domnul Iisus Hristos și după ce l-au lovit, spune Biblia că l-au lovit cu trestia în cap și apoi au pus această trestie în mână Fiului lui Dumnezeu. Doamne, câtă nebunie poate să fie într-un om care nu-L are pe Hristos, câtă ocară și batjocoră. Întreabă-te astăzi, tinere, soră, frate, întreabă-te ori de câte ori ești ocărător la adresa aproapelui tău, cine a pus acea trestie în mână Fiului lui Dumnezeu? Întreabă de unde vine ocara. Tu spui: frate, eu sunt deștept, eu sunt ironic. Aș vrea să vă spun că puteți farda cum vreți cuvintele. Ironia nu-i trecută în Biblie. Ori de câte ori vorbești la adresa cuiva, bătându-ți joc de el, spune cuvântul Dumnezeu, tu l-ocărăști pe fratele tău. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne lecuim de glume proaste, să ne lecuim de cuvinte care sunt cu două înțelesuri. Omului Dumnezeu când vorbește, vorbește drept, și cine vorbește cuvintele lui Dumnezeu, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu depărtându-se de fără de lege. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au lovit în cap cu trestia și i-au spus așa: plecăciune ție, împăratule al iudeilor. Unde au lovit? Au lovit în identitatea lui de fiu al lui Dumnezeu. Pentru că vine satana de foarte multe ori și spune: tu nu ești fiul lui Dumnezeu, tu nu ești fiica lui Dumnezeu, tu ești pur și simplu un om care n-ai nicio trecere înaintea Domnului. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și spun asta prin Duhul lui Dumnezeu: știu că am greșit înaintea Domnului, știu că sunt în dimineața aceasta inimi care se cercetează, știu că conștiința noastră este apăsată și vinovată și am făcut lucruri care nu se cad înaintea lui Dumnezeu, dar cel ce s-a chemat pe sine însuși Tată rămâne Tată! Și în dimineața aceasta vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Dumnezeul nostru nu-i Tată pentru o săptămână, Dumnezeul nostru nu-i Tată pentru o lună, Dumnezeul nostru ne rămâne Tată și când noi suntem fii vitregi, Dumnezeul nostru ne rămâne Tată și când suntem fiice vitrege. Și în dimineața aceasta mă ridic împotriva oricărei autorități a celui rău să spun: aici sunt copiii lui Dumnezeu, chiar dacă te-am necinstit, chiar dacă n-am fost vrednici de tine, dar Iisus Hristos prin sângele Lui ne-a înviat. Și suntem copiii lui Dumnezeu. Vine satana să-ți bată joc de tine și să spună fel de fel de cuvinte. Ridică-te și spune: da, sunt un fiu risipitor. Da, stau în această cocină de porci, dar mă voi întoarce acasă și voi zice: Tată și Părinte, primește-mă să fiu al tău. Slăvit să fie Dumnezeu. Glorie celui preanalt acum și în vecii vecilor. Iubiții Domnului, aș să spun un lucru. Și 25, Doamne milă, închei. Aici rămân, ferească Dumnezeu ce ceas aveți. Iubiții Domnului, când am deschis prima dată primul orfelinat, eu eram avocat atunci și am zis: las că mă pricep eu cu autorizațiile. Când a venit poliția sanitară la noi, mi-a zis: n-aveți una, două, trei, patru, cinci. Când mi-a făcut lista, m-am albit. Trebuia să dărâm centru să-l construiesc din nou. Și n-aș fi putut să o fac în veci de veci. I-am dus cauza înaintea Domnului și am zis: Doamne, e mai bine oare ca oamenii ăștia să stea în stradă? Pentru că am luat copii din stradă și orfelinatul nu îndeplinea standardele. Și am zis: Doamne, nu înțeleg de ce oamenii ăștia sunt așa de duri. Eu n-am două ghișee, pe unul să intre mâncarea și pe altul să o debarasez. Dar, hei, vorbim despre copiii străzii, aia suflă în pungă. Ce nevoie au aia de două oficii, de două ghișee? Lucruri omenești. Mai ales că era perioada imediat după Revoluție, când era o birocrație fantastică. M-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, eu ca avocat sunt falimentar, nu știu ce să fac. Gata, eu sunt terminat, mă pun jos și m-am rugat lui Dumnezeu. Și am zis: fă tu ce vrei. Am zis: tu trebuie să ne autorizezi orfelinatul ăsta, că nu se poate lucrarea ta. Și într-o zi eram la cămin. Dumneavoastră știți că eu n-am voce, v-am spus, eu n-am glas numai, eu voce n-am, glas însă am.
Și într-o zi am venit plin de bucurie. Am venit plin de bucurie la serviciu și mergeam pe acolo pe jos, mergeam pe scara aceea unde era eu la sala de mese și cântam. Cântam o cântare, o cântare excepțională. Mărețul Har, ați auzit de ea? Știți o cântați? Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a de moarte m-a scăpat. Dacă aș fi cântat eu ca voi, de eu am cântat ca mine, vuia căminul, tremurau pereți. Când am urcat scările, în capul scărilor era doamna doctor de la poliția sanitară. Când am văzut-o, mi s-a curmat cântarea, imediat. Am rămas cu la care a spune, vă rog să poftiți în birou, în biroul meu. Ea era în fața biroului și am poftit, evident, dar nu vă spun ce sentimente aveam. Și zice, așezați-vă. Imediat m-am așezat, că oricum aveam nevoie. M-am așezat imediat și dânsa spune, se uită la mine și zice, ce cântare e asta? Și am zis, doamnă, asta este cântarea unui nenorocit, unui băiat pe nume John, care a fost unul rebel, taicul pe la 11 ani l-a dat la armată, când l-a dat la armată ca să facă om din el, n-a putut, pe la 19 ani era undeva pe mare, făcea comerț de sclavi, a luat viața în piept și a venit o furtună groasnică peste el, au știut că n-au nicio șansă, s-a dus acest John în cala corăbiei, acolo s-a așteptat în genunchi, cu nasul lipit de scândură și a zis, Doamne, dacă mă scapi, eu mă las de rele și mă fac copilul tău. John Newton este numele acestui om. Un mare imnolog, un om care a scris imnuri creștine, la care dânsa se uită la mine și spune, domnul avocat, vreau să vă spun un lucru, zice, sunteți pur și simplu zero la nivel de autorizați. N-am văzut un cămin care să îndeplinească mai puțin normele decât ale voastre. Dar aici mă gândesc pe de altă parte că dacă oamenii de aici seamănă cu tine, zice ea, și cântați în felul ăsta și aveți așa o inimă, mă gândesc că acești copii ar putea să le fie bine cu voi. Vă semnez autorizați. Și mi-a dat autorizația sanitară, m-am uitat la ea și am zis, e o bucățică de har. Am luat și am zis, nu e o hârtie, e o bucățică de har. Să îndrăzniți să cântați o cântare de dragul lui Dumnezeu și la locul de muncă. Să îndrăzniți să spuneți, sunt copil de Dumnezeu. Să îndrăzniți să spuneți, da, mi-i drag că-s pocăit și nu dau înapoi. Să îndrăzniți să fiți voi înșivă cu Dumnezeu vostru. Pentru că într-o zi nu se știe ce altă autorizație vă dă Dumnezeu vouă, pentru că ați îndrăznit să fiți creștini. Iubiții Domnului, îi spuneam fratelui Corner, am o predică modulară, de unde aș putea să tai, eu tai. Aș vrea să luăm cina în dimineața aceasta și de aceea mă opresc aici. Dar aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, dacă vă este drag Domnul, când vă duceți acasă, continuați să mergeți pe urmele Lui. Mai uitați-vă în Biblie să vedeți ce a făcut Domnul Iisus. Mai uitați-vă în Biblie să vedeți cum a suferit Domnul Iisus. Și lăsați ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să pună stăpânire pe inimile voastre. M-am gândit să vă spun într-un final un lucru și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Într-o zi, acolo la orfelinat, m-am întâlnit cu o femeie. Vreau să cântăm o cântare. M-am întâlnit cu o femeie. O femeie bătrână la vreo 50 și ceva de ani. Stătea acolo ghemuită pe canapea și la un moment dat când am trecut pe lângă ea spune sunteți domnul director? Și m-am uitat la ea și am zis da. Și ce vreau să vorbesc cu dumneavoastră, zice ea. În momentul acela eu eram cumva, uite așa, cu un picior pe treaptă sus. Și ce mi-a trecut prin minte? Să-i zic femeia așa, n-am timp. Ca să stai de vorbă cu mine trebuia să-ți faci appointment. Mă grăbeam și aveam lucruri importante de făcut. Și mi-a venit în minte să-i spun, dacă nu aveți întâlnire cu mine, nu putem vorbi acum, veniți mâine. Dar mi-a trecut așa o săgeată prin inimă, că am văzut-o tare amărâtă. Și am zis, putem vorbi repede? Repede, zice ea. Am luat-o în birou la mine,
am așezat-o pe doamna respectivă și am spus, Doamnă, vă ascult. Femeia aceea mi-a spus așa, întâi de toate, mai înainte să-mi spună ceva, a făcut puțină liniște. După care a izbucnit într-un plâns pe care n-am să-l uit toată viața. Plângea cu sughițuri. M-am speriat și am zis, Doamnă, vă rog să vă liniștiți. Vă promit că nu plec de aici până când nu-mi spuneți ce vă doare. Mi-a zis, domnul director, zice, eu am nepoata în curte. Mama și cu tata au plecat. Zice, eu sunt săracă. Eu nu mai pot să cresc această nepoată. Sunt bolnavă, nu mai am niciun ban. Am bătut la toate ușile. Am fost la primărie și m-au dat afară. Am fost la serviciu social și m-au dat afară. M-au purtat toți oamenii cu vorba, ce sunt disperat. Am venit astăzi aici, a zis ea, și aveam un singur gând. Am zis, dacă omul ăsta nu mă primește, eu mă duc în la gara de nord cu nepoțica și mă arunc în fața trenului. Când am auzit-o, am zis, Doamne, poate că dacă nu m-aș fi oprit, citeam mâine în ziar cu o femeie mai în vârstă, s-a aruncat în fața trenului cu un copil și spuneam, o, ce-i lumea asta, Doamne, ce-a ajuns lumea asta. Dar Dumnezeu în cer mi-ar fi spus, tu ești responsabil, pentru că trebuie să te oprești și să faci binele pe care eu ți-am pus să-l faci, grăbitule, om ocupat cu atâtea lucruri. I-am dat ajutorul care l-am putut, dar nu ajutorul a contat, ci faptul că m-am oprit la vreme și am stat de vorbă cu ea. Vreau să spun în dimineața aceasta, aveți aici un Dumnezeu care nu se grăbește, știați lucrul ăsta? Aveți un Dumnezeu care spune, stau cu voi cât vreți la cină, haideți să ne bucurăm. Eu nu sunt un Dumnezeu grăbit, sunt un Dumnezeu care am venit să împărtășie cu voi, să vă dau cu mână largă, pentru că sunt un Dumnezeu care nu îmi pare rău de darul făcut. Dar Dumnezeu spune, opriți-vă și faceți binele. Opriți-vă și faceți lucrurile care trebuie. O să vezi ce răsplată este extraordinară în faptul de a fi copil de Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. De undeva din crucea Golgotei, o văd cu ochii credinței, curg valuri de îndurare peste Happy Valley și peste sufletul meu și peste familia mea. Dar facă bunul Dumnezeu în această dimineață să nu ne grăbim. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos. Familia din care fac eu parte, biserica în care sunt, o biserică mare de peste 1000 de persoane, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu că aș vrea să faceți la fel. Noi niciodată n-am încheiat de când sunt eu pastor la 12. Și știți de ce? Nu pentru că sunt eu zamă lungă, ci pentru că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care se grăbește. Și poate că în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să vorbească unor suflete. Dumnezeu vrea să ridice anumiți oameni. Dumnezeu vrea în dimineața aceasta să curățească, să sfințească. Vă rog, nu vă grăbiți, e cină. La cină nu trebuie să stăm pe fugă. Să lăsăm la o parte iureșul acesta și fast food-urile vieții noastre și să ne apropiem de Domnul așa pendelete. Mi-e dor de tine, vreau să gust pendelete din tine, Doamne. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Doamne, să avem timp noi doi să stau cu tine, Doamne, în dimineața aceasta, că ai venit la noi aici să iei cina cu noi. Nu mi-e foame, Doamne, de hrana pământului. Mi-e foame și mi-e sete de tine. Și mi-e dor de tine. Te rog, Doamne Dumnezeul meu, trimite-ți îndurare.